Vă spun bun găsit la o nouă emisiune Dezbateri Electorale. Postul de televiziune TV Drochea și Radio Drochea FM a dat start emisiunilor de dezbateri electorale. Sunt Vera Bulgaro. În cadrul emisiunii noastre de astăzi vom discuta cu candidații la funcție de deputați pe circumscripția numărul 6 Drochea și vom discuta cu următorii candidați. Deci, Ghenadie Morcov, candidat la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, pe circumscripția uninominală Drochea. Vă zic bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi. Și Svetlana Conea, candidat la funcție de deputat, circumscripția uninominală Drochea. Din partea Blocului Electoral Acum, vă zic bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi. Da, ceva, se apropie alegerile locale, nu degeaba. Deci cred că veți candida și la funcție de primar. Deci, din start, stimați candidați, aș vrea să vă aduc la cunoștință desfășurătorul emisiunii noastre de astăzi. Emisiunea va dura 40 de minute, va dura în 3 runde. Prima rundă, expunerea programului electoral. A doua rundă, întrebări-răspunsuri și a treia rundă, adresare către alegător. Deci, fiecare concurent electoral are la dispoziție câte 15 minute, 3 minute pentru prima rundă, 10 minute runda a doua și 2 minute pentru runda a treia. Minutele economisite în cadrul uneia din runde nu trec în runda următoare. În cadrul emisiunii se interzice îndemnul la acte de violență publică, atentare la siguranța persoanei, discriminarea, lezarea demnității, utilizarea limbajului sexist, exprimări verbale care nu corespund normelor de conduită. Fiecare concurent electoral va răspunde la întrebări conform rotației. Dacă candidatul electoral nu se va conforma acestor reguli, va fi închis microfonul. Așadar, dăm start emisiunii noastre de dezbateri și domnule Morcov, Ghenadie Morcov, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, aveți la dispoziție 3 minute pentru expunerea programului electoral. Bună seara încă o dată, stimați cetățeni Raionul Drochea. Mai întâi de toate aș vrea să menționez că la 26 decembrie 2018 plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor a adoptat manifestul Partidului Comuniștilor și în prim plan, pe prima pagină acestui manifest, deci este relatată situația prin care a trecut Republica Moldova în ultimii 10 ani. Situația este pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte, foarte bine. Situația care a suferit în aceste 10 ani de zile de un stat capturat de furturi și alte fără de legi care au avut loc pe parcursul acestor 10 ani. De asemenea, vreau să menționez că programul Partidului Comuniștilor este ca o anexă a manifestului Partidului Comuniștilor Republica Moldova și sloganul principal al programului electoral este Comuniștii la guvernare, regulă în țară. De asemenea, noi am trasat câteva trăsături principale pentru stat, pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi nu venim în programa electorală cu promisiuni cum fac sau cum au făcut alte partide până acum. Nu venim cu cifre de mii de euro și mii de lei, zeci de mii de lei salarii și pensii. Noi venim cu niște direcții în diferite domenii, cu niște propuneri sociale. Unul dintre primele directive care se stipulează în programul electoral este restabilirea echității sociale în societate. Și anume, aici vreau să mă refer la salariul mediu. Noi am menționat de start că nu venim cu cifre concrete, dar noi o să ne expunem în nivel de minimum de existență pe țară. Noi intenționăm ca dacă legătorii vor da votul de încredere Partidului Comuniștilor, noi vom strădui ca salariul mediu pe țară să depășească de cel puțin 3 ori minimum de existență. Deci bursele studenților de asemenea va depăși
minim de existență. De asemenea, și pensiile în Republica Moldova vor depăși minimum de existență cel puțin 2-3 ori. Indemnizațiile la nașterea unui copil va depăși minimum de existență de cel puțin 5 ori. De asemenea, noi venim și cu niște direcții în domeniul ocrotirii sănătății. Vom contribui la îmbunătățirea legislației în domeniul sănătății și în domeniul educației ca cetățenii Republicii Moldova să aibă acces la servicii medicale, deci calitative în Republica Moldova. De asemenea, și în domeniul educației, ca tineretul să aibă posibilitatea de a studia garantat de stat universității superioare. Vă mulțumesc foarte mult, timpul a expirat. Deci, acum dumneavoastră, doamna Conea, aveți la dispoziție 3 minute. Deci, platforma electorală expune candidatul la funcția de deputat pe circumscripția uninominală numărul 6, Drochea, Svetlana Conea, din partea blocului electoral, acum. 3 minute. Estimați concetățeni, dragi prieteni, bună seara! Sunt Svetlana Conea, la funcție deputat în Parlamentul Republicii Moldova, din partea blocului acum, platforma Da și PAS. Deci, deputatul fiind ales a poporului, se încredințează de a acționa permanent în interesul locuitorului din circumscripția electorală care o prezintă. Cu atât mai mult, trebuie să fie într-un strâns dialog cu cetățenii, cu mesajele și problemele care se confruntă cetățenii, să fie adus, deci să fie reprezentate în legislativul suprem. Dar nu mai să fie prezentate, dar să doarmă cu problemele. Deci să dă dovadă de o transparență activă în activitatea Parlamentului. Destinul Parlamentului nu mai este de ce ca să aducă, să prezinte toate informațiile din teritoriu, dar să fie rezolvate în folosința cetățeanului. Deci, blocul acum, platforma Da și PAS, vine înaintea dumneavoastră cu 5 angajamente. Primul angajament este justiția și anticorupția. Se are în vedere eliminarea din justiție procurorii și judecătorii corupți, reîntoarcerea miliardurilor furat, deci din confiscarea averii. A doilea punct este venituri. Ce se are în vedere? Dacă va fi o justiție corectă, vor fi locuri de muncă, vor fi impozite plătite, vor fi majorarea salariului și vor fi peste minimul de existență pensiile majorate. A treilea punct este educația. Se are în vedere majorarea financiară a instituțiilor școlare și preșcolare, deci să fie majorate salariul într-un așa fel, ca părinții și elevii să nu mai plătească suplimentar. A patrulea punct este sănătatea. Reducerea 25% din cheltuielile oamenilor de medicamente, medicii să fie în țară, să nu plece peste cotar. A cincilea punct este în Europa. Se are în vedere că îndeplinirea până în 2023 a tuturor condițiilor pentru solicitarea cetățenilor de membru în Uniunea Europeană. Atâta. Atâta. Vă mulțumesc foarte mult. Minutele economisite nu trec în rând a doua. Da. Deci, stimați candidați, am finalizat prima rundă. Trecem la runda a doua. Stimați alegători, suntem la runda a doua emisiunii noastre de astăzi. În această rundă, stimați candidați, veți răspunde la 3 întrebări pe care vi le adresez eu. Deci veți avea pentru răspuns un minut sau două și vă veți adresa întrebări unul altuia. Prima întrebare va răspunde, deci acum veți răspunde dumneavoastră, doamna Conea. Care este funcția unui deputat? Poftim, aveți un minut pentru răspuns. Deci, funcția unui deputat este să fie permanent în teritoriu, să acționeze interesul cetățenilor din circumscripția electorală care o prezintă. Deci, toate mesajele, mai repet încă o dată, toate mesajele și problemele care se confruntă cetățenii să fie aduse la legislația supremă, deci la organul legislației supreme, fiindcă toți știm că Parlamentul este o
Deci o administrație reprezentativă care reprezintă nu interesele oligarhilor, dar interesele toate cetățenilor. Dar la noi se întâmplă altfel, deci toate interesele se fac acolo în Parlament pentru deputați și pentru oligarhi. Dar de cetățenii, desigur, au rămas în urmă care nici nu pot priviți câteodată. Deci destinul unui deputat este ca să fie permanent în comunicare cu cetățenii și să rezolve problemele lor. Nu să le aducă numai la cunoștință, dar să le rezolve. Dar vă mulțumesc pentru răspuns. V-au rămas încă 7 secunde. Dumneavoastră puteți utiliza timpul. Acum aceeași întrebare pentru dumneavoastră, domnul Morcov. Care este funcția unui deputat? Cred că deja o cunoașteți. Am exercitat această funcție 8 ani de zile în Parlamentul Republicii Moldova. Deci una din principalele funcții este elaborarea proiectelor de legi, evident, reieșind din programul preelectoral care vine partidul sau candidatul pe circunscripția unui nominală. A doilea moment este verificarea implementării acestor proiecte de legi și respectarea legislației în Republica Moldova. Evident, în contextul intereselor cetățenilor și în contextul programei electorale care a venit fiecare candidat. Însă, pe parcursul activității în Parlament, apar diferite probleme pe care deputatul ales de popor este obligat să include în orice problemă care apare în societate. Nu are importanță de care natură este problema. De natură socială, de natură juridică, are tot dreptul ca în bine ceva încălcări să poată să includă. Da, deci vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. A doua întrebare sună în felul următor. Ce v-a motivat să vă candidați la funcție de deputat? Pentru răspuns la această întrebare aveți 2 minute. Poftim, domn Morcov, răspundeți. Ce v-a motivat să vă candidați? În primul rând, m-a motivat aceea că am activat și îmi cunosc acest lucru. Îl cunosc acest lucru de deputat în Parlament. Am activat 8 ani de zile în Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie, lucrând în domeniul medical ca medic de familie. Evident că apar multe probleme în societate pe care neapărat necesită o hotărâre, dar hotărârile trebuie să fie efectuate la nivel de legislație. Anume prin aprobarea și deci a proiectelor de legi care vin în beneficiu cetățenilor sau chiar aceleași restructurări care necesită societatea trebuie bine gândite și în considerație că știm probleme dici din teritoriu, știm problemele localităților, știm problemele cetățenilor răunul Udrochea, am considerat că aș putea să contribui cât de cât la îmbunătățirea legislației, anume reieșind din această situație care este creată în teritoriu. Nu atât de ușor viața de deputat în Parlament, nu e atât de ușor să circule atât timp, însă necătând la acestea tot trebuie cineva cu suflet, cu drag, cu tragere de inimă să fie alături de cetățeni, să fie alături de poporul Republicii Moldova și cu cinste și cu respect să ne facem datoria. E clar că în caz că dacă cetățenii Răunul Udrochea, cetățenii Republicii Moldova vor acorda votul de încredere Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Avem practică, avem profesioniști, avem oameni cu care putem merge înainte și Partidul Comuniștilor a dovedit asta pe parcursul la 8 ani de zile aflându-se la guvernare, că a trăit cu interesele cetățenilor Republicii Moldova. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Doamna Cone, pentru dumneavoastră aceeași întrebare. Ce v-a motivat să vă candidați la funcția de deputat? La fel, aveți 2 minute pentru răspuns. Deci, motivarea mea este dorința de a avea un trai sănătos. Deci, ultimul timp, ultimii 4 ani sau mai mult de zis 8 ani de zile, deci sărăcia în Republica Moldova vântuie prin toate țările, prin toate orașele și satele. Cetățenii Republicii Moldova deja, cred că nu mai știu de casă, nu mai știu de masă, mulți au plecat, generația tineri cu studii superioare au plecat peste hotar, copiii rămân fără părinți, părinții au plecat cu tot cu familia alții părinți, dar unii părinți, când sărăcia i-a tras de mâine, că au rămas pe un timp îndelugat să fie argați în altă țară,
Câteodată știți, nici copiii nu-și recunosc părinții. Deci asta e cea mai mare problema noastră care este în țara noastră. Deci nu recunosc părinții, deci copiii nu recunosc părinții, deci că nu-i văd mulți ani de zile, numai se văd prin telefon sau că pătrânii au rămas singuri, copiii sunt mizerabili, poate unii dintre ei și nici nu pot plăti servicii comunale, deci poate nici nimeni nu le aduce o cană de apă, dar asta e situația. Deci, totuși, noi vrem să schimbăm ceva în țara asta, nu putem trăi așa, nu putem ajuns nu la limita sărăciei, dar chiar am ajuns la groapa sărăciei. Nu mai putem vedea ce se petrece în țara noastră, tineretul trebuie să fie acasă, locuri de muncă trebuie să fie asigurate, asta e toată problema. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. A treia întrebare și dacă mergem prin rotație la această întrebare, veți răspunde dumneavoastră prima. Deci, ce proiecte de legi veți elabora în viitorul Parlament? Deci, în viitorul Parlament, eu aș promova o lege legată cu sistemul bancar, ca rata dobânzii de creditare să fie numai, deci maximul să fie 9%, ca agenții economici să pot activa, să poată plăti impozite la stat, să poată contribui la economia țării. A doua lege care își puteau eu, așa cum o văd eu, deci cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, și o altă lege care se atârnă la copii este privind prestații sociale pentru copii. Asta eu socot mai important. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Deci mai aveți timp dacă doriți mai utilizați minutele care... Știți, când vom fi la guvernare, deci vom fi mai mult de spus, dar acum încercăm să fim. Trebuie să reușim. Mai succint. Bine, deci oricum ca alegătorul să cunoască absolut tot despre dumneavoastră, puteți să le spuneți cât mai multe. Aceeași întrebare pentru dumneavoastră, domnul Morcov. Care proiecte de lege veți implementa când veți... Păi veți elabora când veți veni în viitorul legislativ. Noi ne vom conduce neapărat de promisiunile făcute în campania electorală. Evident că aici în 3 minute nu poți să expui toată platforma, însă noi o să ne stăruim unul din punctele forte, să restabilim cota impozitului zero pentru profitul reinvestit. Această chestiune Partidul Comuniștilor a făcut-o pe parcursul anului de guvernare și agricultorii au profitat foarte bine de această chestiune. Deci, de asemenea, noi ne vom strădui de a micșora cenzul de pensie, iar de nou cum a fost, fiindcă cum este ridicat de la 57 pentru doamne, 62 de ani pentru bărbați, fiindcă cu păreri de rău, în Republica Moldova, vârsta medie de viață 60 de ani. Unii cetățeni și ajung la 62 de ani. Deci, de asemenea, multe proiecte sunt pentru investiții în tineret. Vă mulțumesc foarte mult. Mai aveți întrebări, o să mai vorbiți. Acum trecem la runda întrebării contra candidatului și vă adresați întrebări de această dată. Poftim, începeți dumneavoastră, domnul Ghenoade, adresați întrebarea lui doamna Conea. Pentru răspuns, doamna Conea, aveți 2 minute și dumneavoastră mai aveți în această rundă încă 1 minut și 41 de secunde care le aveți, deci le puteți utiliza în această rundă. Poftim, domnul Morcov, întrebare. Întrebări se dau la guvernare, că ei trebuie să răspundă de niște chestii, dar pentru doamna Svetlana o cunosc ca un modest, dar ați avut ceva cu Partidul Democrat, dacă v-ai exclus de ce și dacă v-ați dus singurică de ce, dacă e posibil. Sigur. Deci chiar vă mulțumesc de întrebare. Deci aveți 2 minute și deci, încă 1 minut, da, și 41. Aș vrea mai multe detalii. Da, de ce vă spun? Deci am activat în Partidul Democrat 8 ani de zile. Deci am fost activist, am vrut ceva să schimbe în țara asta. Ideea mea a fost pentru oameni, pentru cetățeni, dar în 2015 au spus democrații, domnul Pătnivici, că e nevoie de o echipă tânără și de mine nu nevoie, ca să mă angajez în funcție. Deci a fost o minciună, am plecat în Siberia la muncă un an de zile, după ce am venit în Siberia, ca medic știți că am avut o mamă țintită la pat, a fost nevoită să o tratez, o cunosc toți asta, și asta a fost toată calea care am trecut-o eu. Dar în Siberia știți că am întâlnit foarte mulți moldoveni. Asta a fost tot.
Deci... În toată lumea sunt mândrie. Da. Deci atât. Atât, da. Asta a fost. Da. Deci vă spun că, da, desigur, da, vinind din Siberia, deci am fost la proteste, de pe stradă, nimerit la Partidul Platformă Dașa Demnitate, de Bărșa Demnitate, de aici am apărut. Dar până în 2006 n-am fost într-o politică. Uh-huh. La muncă neagră în Siberia. Vă mulțumesc mult. Oricum, mai aveți încă minute. Acum poftim, domnul Cune, întrebarea pentru domnul Morcov. Deci, domnul Morcov, am așa o întrebare. Ați activat două mandate în Parlament. Care lege ați elaborat pentru în folosul cetățenilor? Deci, activând în Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie, am luat parte activă la contribuirea legislației în domeniul social, la contribuirea legislației în domeniul, în sistemul sănătății, ca așa legi se referă la deci, finanțarea sistemului de sănătate în Republica Moldova, de asemenea și la contribuirea îmbunătățirea infrastructurii Raiului Mândrochea în sens de a atrage investiții în reparația obiectelor de minerie socială, ca grădinițe, școli, gazificarea obiectelor de minerie socială, care cu părere de Raiului Mândrochea la moment sunt stopate. Și lucru zi de zi deputatului în Parlament. Spune dacă întrebare mai am. Deci, ați activat acum ultimul timp, ați activat ca consilier regional. Care este aportul pentru cetățenii Raiului Mândrochea? Păi de rău, așa cum este, nu chiar destul de amplu, fiindcă suntem nici 5 am rămas, 3, Luca și Matei, cum spune, este așa o vorbă. O parte din consilieri au trecut la altă fracțiune, dar dacă nu ai echipă oriunde, și în Parlament, și în Consiliu, și la loc de muncă, dacă nu este echipă, unul singur nu poți face nimic. Am încercat stoparea închiderilor de școli și mai departe voi contribui la stoparea închiderii spitalelor, închiderii oficiilor de sănătate pensate, ceea ce s-a putut contribui unde am avut susținere consilierilor. Dar dacă nu ai susținere consilierilor, nu face absolut. Știu că s-a avut o echipă, dar v-a trădat. Ne-a trădat, da. Cu părere de rău, ne-a trădat. Așa, vă mulțumesc mult pentru răspuns. Acum mai aveți o întrebare către doamna Conea? O întrebare banală. Doamna Maia Sandu, domnul stat, spunea că selectarea candidaților să treacă prin filtru? Niște aparate, nu știu, filtru. Nu a trecut aparat, deci am trecut printr-un dialog, vă spun cum a trecut, că au fost foarte multe murdării în privința mea. Că nu, pur și simplu știu, cunosc, eu nu-și alte candidaturi chiar din Drochea care pretendeau. Ne-ați dau așa întrebare, fiindcă și la televizor am fost șocat că am pensia 12.000, că am imobile 12 mai mult ca între Anastasia și pensia mai mare ca la Oronie, nici n-am știut că așa ce pensia am. Deci aș vrea să o am. Da, n-ar fi rău. N-ar fi rău, da, dar că e guvernul ne-a dat pensie. Nu, guvernul ne-a dat pensie. Pensia am muncit-o eu, în activitatea care le-am avut. Deci meritul meu e pensia mea. Da, dar... Despre filtre, ne mai spune? Vă spun de filtre. A trecut filtrul este. Deci am fost un dialog cu doamna Maia Sandu, cu Andrei Năstase, cu echipa care este acolo și a trecut toate filtrele astea. Deci a fost întâi îmbordărit și pe un filtru a trecut. Deci, ați înțeles, domnul... În șcam n-am avut niciun schilet, le-am spus tot ce este, că și-am fost democrat, și-am fost activist, și-am fost cine deci, sunt. Deci filtrul înseamnă discuție. Da. Nu, eu mă gândeam ceva, niște aparate. Ca medic, dumneavoastră ca medic s-o gândesc. Da. Vă mulțumesc pentru întrebări, pentru răspunsuri. Am finalizat runda a două întrebări-răspunsuri. Și acum trecem la runda a treia. Dacă mai aveți ceva de spus la runda a doua, mai aveți câteva minute, poate le utilizați. Dacă nu, trecem la runda a treia, adresarea către alegător. Și de această dată începeți dumneavoastră, Svetlana Conea, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe circumscripția uninominală numărul 6, Drochea, din partea blocului electoral acum. Eu,
Коня Светлана кандидез pe circumscria Drochia numărul 6 din partea blocului acum, platforma DA și PAS. Locuiesc în orașul Drochia, Constantin Steria 40, în casa părintească. Regulă de bază ca să ieșim toți la vot pe data de 24 februarie 2019. Avem această șansă o dată în 4 ani. Și dacă nu o folosim, mai rămânem în 4 ani mai săraci decât suntem. Eu sunt un om obișnuit. Sunt una dintre voi. Merg pe jos ca și voi. Copiii peste hotar, argați în țări străine, ca și la voi, unii dintre voi. Deci, văd sărăcie din jurul meu și din jurul dumneavoastră. Ca să ne putem ajuta reciproc, blocul acum, platforma DA, unde este liderul Andrei Năstase și PAS, liderul Maia Sandu, oameni cinstiți, oameni onești, fideli și eu, la fel, venim cu rugămintea de a ne da votul nouă. Deci, pentru a schimba ceva în țara asta, de a face un viitor mai bun. Copiii să învie acasă, părinții să stau lângă copii și bunii să bucure de nepoți. Ca să ne... Avem foarte multe de făcut, dar numai împreună putem reuși toate întrebările. Învingem acum pentru dreptate și viață. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, dumneavoastră, domnule Morcov, deci Ghenadie Morcov, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, în circumscripția uninominală numărul 6, Drochia. Aveți la dispoziție 2 minute. Eu, de asemenea, vin cu un apel, în primul rând, ca cetățenii să se prezinte la urne. Este important ca să nu voteze altcineva pentru dumneavoastră, să nu vă fure votul, cum a mai fost furat. Este important, venind la vot, să faceți comparație. Să faceți comparație ce a fost pe perioada guvernării Partidului Comuniștilor și ce a fost pe perioada acestor 10 ani de zile care au guvernat alianțe, fel de fel de denumiri, 1, 2 și așa mai departe, dar care și-au apărat mai interesele personale. De aceea, și să nu vă dați pradă, stimați alegători, la pomenile astea electorale, că vă amăjesc 4 ani de zile. Buletinul de vot, dat drum în cutia urnă de votare, îl puneți pe 4 ani de zile. Pe cineva puneți la guvernare pe 4 ani de zile. Și gândiți-vă și dumneavoastră mai departe, pe parcursul la următorii 4 ani de zile, cum veți trăi, ce viitor veți avea, cine va rezolva problemele care s-au acumulat în societate pe parcursul acestor ani de zile. Noi am dat dovadă că putem face, avem cu cine face, avem echipă care poate soluționa problemele respective, avem un lider care este cel mai bun statalist, s-a constatat în Republica Moldova, care a contribuit la menținerea statului Republica Moldova și care a trăit tot timpul cu interesele cetățenilor Republicii Moldova. De aceea, noi vă îndemnăm să faceți comparație, stimați cetățeni, ce a fost în Republica Moldova și ce am avut acum pe următorii acestor, pe anii precedenți, precedenții 10 ani. Vă mulțumesc foarte mult, stimați candidați, pentru prezență la emisiunea noastră de astăzi. Stimați alegători, la data de 24 februarie să mergem cu toții la vot și să facem o alegere corectă. Sunt Vera Bulgaru, vă dau întâlnire joi, orele 19:30, la emisiunea Dezbateri Electorale. În cadrul emisiunii sunt invitați următorii candidați electorali: Nina Cereteu, candidat la funcția de deputat din partea partidului nostru, și Violeta Roșca, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Liberal. Rămâneți cu ochii în continuare pe TV Drochia.